Fostul acționar al Antol SRL, Sorin Gadola, dar și fostul administrator al companiei Ionuț Morariu au fost trimiși în judecată în luna iunie de procurorii DICOT pentru deținere de droguri de mare risc în formă continuată, respectiv trafic de droguri de risc și de mare risc în formă continuată. Ziar de Cluj a prezentat fragmente ample din rechizitorul prin care cei doi șefi ai mega afacerii Antol au fost trimiși în fața judecătorilor. În perioada primăvara anului 2015, luna februarie 2018, MMI i-a vândut droguri de risc cannabis lui GS cu prețul de 50-60 de lei pe gram, o dată pe săptămână, câte 5 grame de fiecare dată cu unele intermitențe, care au durat în total cel mult 9 luni, în care intră și perioada în care cei doi au urmat un tratament de dezintoxicare la o clinică. În acest mod, MMI a obținut suma de 25.000 de lei. Se arată, printre altele, în rechizitorul procurorilor. Ziar de Cluj mai arată că cei doi foloseau în discuțiile purtate pe rețelele de socializare un limbaj codificat, dar pe care procurorii l-au descifrat cu ușurință. Ceea ce vă prezentăm mai jos este doar unul dintre multele dialoguri de acest gen purtate de Sorin Gadola, Ionuț Morariu și prieteni. Lor. Ne vedem în piața muzeului, la Charlie. 5.30? Da, da. Și ceea ce am discutat aseară, te rog. 2 grame de iubire. Au relatat jurnaliștii de la Ziar de Cluj. Sorin Gadol a ieșit oficial din acționariatul Antold în anul 2017. Tot atunci, Ionuț Morariu a părăsit și el funcția de administrator al companiei. Dosarul este pe rolul instanței Tribunalului Cluj.